Președinte al Consiliului Județean Neamț nu poate fi extradat în România din cauza problemelor de sănătate, au anunțat avocații acestuia. Apărătorii din Italia spun că este depresiv și că prezintă risc de suicid. Nati Badea, colega mea, corespondent Antena 3 CNN acolo în Italia, vine cu informații de ultimă oră. Nati, am văzut că au prezentat apărătorii acestuia în fața judecătorilor și mai multe rapoarte psihiatrice. Despre ce probleme de sănătate ar fi vorba? Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. Ionel Arsene apelează la o cale extraordinară de atac la CEDO pentru a bloca extrădarea sa în România. Deși Curtea de Apel din Bari a decis sâmbătă extrădarea acestuia în autorităților din România pentru a-i spăși pedeapsa de 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare într-un dosar de corupție, ei bine, avocații săi italieni se zbat acum să blocheze această extrădare, aducând argumente extrem de puternice. Aceștia susțin că Ionel Arsene se află într-o stare de depresie foarte semnificativă, importantă și care prezintă risc de suicid, iar această stare psihică a politicianului român a fost certificată de cei mai mari specialiști în psihiatrie de la Roma, iar aceste documente au fost depuse de avocație. Pe de altă parte, avocații italieni au mai adus ca argument faptul că Ionel Arsene, împreună cu soția sa și cu copilul său, se află rezidenți în Italia, susțin aceștia, de peste 5 ani, astfel încât au pus bazele unor relații sociale temeinice în această țară. În plus, avocații din Italia acuză Curtea de Apel din Bari, care a decis, pentru că este o vorba de o hotărâre definitivă de extrădare a politicianului, acuză Curtea de Apel din Bari că nu au luat în calcul aceste expertize psihiatrice extrem de importante. Totodată, avocații mai susțin că Ionel Arsene este victima persecuției politice în România și că a fost supus unui proces nedrept în urma căruia a fost condamnat. Vă reamintesc că pe data de 10 martie Ionel Arsene a fost condamnat în România, tot atunci a și fost dat în urmărire generală internațională pentru că nu fusese găsit la adresa, la domiciliu din România, pentru că acesta se afla deja în Italia. La scurt timp după aceea, Ionel Arsene s-a predat de bunăvoie la Bari autorităților italiene, iar de atunci a avut loc acest proces de extradare care s-a încheiat sâmbătă cu o hotărâre definitivă a Curții de Apel din Bari, însă contestat acum de avocații lui Arsene, invocând această stare psihică extrem de gravă a politicianului român. Vom vedea dacă se va pune în practică această executare acestei decizii de extradare în România și dacă politicianul va ajunge sau nu în România pentru a-și spăși pedeapsa. Voi reveni evident cu toate detaliile și informațiile la Antena 3 CNN.